Record absolut de cazuri noi de COVID-19 la nivel național. În ultimele 24 de ore au fost peste 40.000 de infectări, cel mai mare număr de la debutul pandemiei de coronavirus. De asemenea, autoritățile au raportat alte 97 de decese. Luna februarie debutează cu cel mai mare număr de infectări de la începutul pandemiei de coronavirus la nivel național. Peste 40.000 de persoane au fost confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore. În doar câteva zile, cazurile de COVID-19 s-au dublat. De asemenea, au fost raportate 97 decese, dintre care 2 decese anterioare. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate este de 9.981, cu 200 mai mult decât în ziua anterioară, iar la ATI sunt internate 937 de oameni, cu 34 mai mult decât ieri. Dintre cele peste 40.000 de cazuri noi, 4.123 sunt ale unor pacienți reinfectați. Pentru prima oară, România a depășit pragul de 40.000 de infectări cu COVID. Este cel mai ridicat bilanț al infectărilor, precedentul record fiind stabilit pe 26 ianuarie, când au fost 34.255 de cazuri COVID din 108.927 de teste. De la ultima raportare au fost efectuate 122.640 de teste. În total, până astăzi, 1 februarie, pe teritoriul României, au fost înregistrate peste 2.200.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.